Samuel, capitolul 18. Zice așa, versetul 7. Femeile care cântau, își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut mâine, iar David 10.000. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a putut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. Și spune mai jos. Versetul 15. Saul, văzând că izbutea întotdeauna, se temea de el. Dar totuși, Iuda iubeau pe David pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Omul acesta a fost un om iubit de Dumnezeu. Samuel, când a lepădat Dumnezeu pe Saul, pe împărat, a plâns o noapte întreagă pentru împăratul Saul. A stat pe burtă și a plâns pentru împăratul Saul. Pentru că l-a lepădat Dumnezeu. Îl iubea. Era unsul lui Dumnezeu. Dar să știți că invidia din om îl distruge. Geluzia aceasta nesfântă pe fratele tău sau pe sora ta te va distruge într-o zi. Și nu vei mai putea te ridica de acolo. Pentru că aceasta nu l-a mai putut ridica împăratul sau. Și a murit pe câmpul de luptă. Și n-a murit ca un erou. Din pricina neascultării, din pricina invidiei, din pricina urii. În Geneza mai este un caos. Dumnezeu să se îndure și de noi. Un om curat. Un om care îl iubea pe Dumnezeu, își iubea familia, își iubea frații, pe părinții lui. Dar cei din casa lui aveau o problemă cu el. Geneza, capitolul 37, versetul 2. Iată istoria lui Iacob. Iosif, la vârsta de 17 ani, pășea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină vestită. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți. Și au început să-l vrească. De ce? Pentru că erau ei mai neprihăniți, erau ei mai buni ca Iosif, dar să știți că ei se vedeau mai buni ca Iosif. Se vedeau mai neprihăniți, făceau lucrurile mult mai bun, mai bine ca Iosif. Erau mai înaintați, erau mai mari ca el. Deci au zis, spune. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Mi s-a întâmplat lucrul acesta. Iubim cuvântul lui Dumnezeu. Iubim mustrarea. Să știți că Domnul nu numai sădește, nu numai zidește. Iremia, capitolul 1. El și smulge. Și dărâmă. Și vreau în seara aceasta să dărâme și să smulgă din noi răutatea. Amin. Și toate cele lucrurile care împiedică sufletul noastră, viața noastră, să fie așa cum vrea Dumnezeu. Să fie numele Domnului. Amin. Binecuvântăm pe Domnul și îl lăudăm și tot lăudăm și îl mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea lui. În împărați mai este un caz. Un om al lui Dumnezeu dorea binele Israelului. Și merge la împăratul Ahab și îi spune o conștiințare din partea lui Dumnezeu ca să-l abată de la niște lucruri care nu erau plăcute înaintea lui Dumnezeu.
Omul acesta era un om foarte rău. Cei ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu, și că Ahab acesta era și-a fost un împărat foarte rău. A murit prorocii lui Dumnezeu și a făcut multe lucruri rele. Și au zis, împăratul Iosafat, care era și rudă cu acest împărat, spune așa, într-o zi. Întâi împărați, capitolul 22, cu versetul 3. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, știți că Ramot din Galat este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galat? Iosafat a răspuns împăratul lui Israel, eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca și caii tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis, să merg să lupt împotriva Ramotului din Galat sau să mă las. Și i-au răspuns, suite, și Domnul va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem lupta. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul. Dar îl iubesc. Îl urăsc. Au zis cuvântul. Iar cuvântul acesta. Și ne vorbește nou. Doamne, ai milă. Este mica Chiulina și Iosafat a zis să nu vorbească Iosafatul așa. Iubim noi vasele Domnului. Iubim pe cei ce se ridică numele Domnului și vrea să ne aducă din întuneric la lumina lui Hristos, amin, la izvorul apelor vii, la pâinea care s-a coborât din cer, amin, la păstorul cel bun. Ia auziți. Ioan, capitolul 10. Versetul 1. Ioan, capitolul 10, versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră în staul, în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oilor. Portalul îi deschide și oile au glasul. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Deci nu vorbește cu aspine, nu vorbește cu ură, dar de ce îl urmează pe păstor? După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Dar de ce îi cunoaște glasul? De ce îi cunoaște oile glasul păstorului? Că stă lângă oameni, stă în mijlocul ei, stă în mijlocul familiei tale, al mele, ne vorbește cu blândețe, ne vindecă, ne binecuvântează, ne leagă rănile, pentru că Domnul este Domn. Lăudat să fie numele Domnului. Și zice așa, nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles ce le spunea. Dar și spunea, ce trist să vii la biserică, scurt cuvântul lui Dumnezeu și să nu înțelegi. Vă aduceți aminte, chiar aminteam un frate. Doi, în drum, plecau, supărați, și nu înțelegeau ce le vorbeau. Erau triști, erau apăsați. Au făcut minuni atâția ani cu Domnul. Și când trebuia să înțeleagă, nu înțeles. Oare noi înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu? Ne place Cuvântul lui Dumnezeu? Mai citesc un cuvânt, după aia ne vor ruga.
Lăudați să fii numele Domnului. Psalmul 109. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Auziți? Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda în inima neprihănită. Când voi învăța legile dreptății tale, Doamne ajută-ne, vreau să păzesc orânduirile tale. Nu mă părăsi de tot. Aleluia. Și spune versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărare? Dar noi, și nu-i vorba doar de tine, e vorba și de tine. Auziți? Singurul lucru care îl putem face. Cum putem să ne ținem cărarea curată? Cum putem să auzim glasul păstorului? Cum putem să mergem după păstorul nostru și să auzim glasul păstorului? Îndreptându-se după cuvântul tău. După cuvântul tău. Așa scrie. Lăudați să fie numele. Vă rog să vă ridicați în picioare și să vină cu o rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Doamne, până acum am luat cuvântul tău așa ca pe lucruri de ascultat. Am auzit de multe ori cuvântul tău, Doamne, și l-am luat așa pe departe, ca și cum nu ar fi fost cuvântul tău, ci cuvântul omului. L-am disprețuit de noi cuvântul tău, Doamne. Am călcat pe rânduieli tale, poruncile tale, deși ne-ai poruncit să ne iubim unii pe alții, deși ne-ai poruncit să ne purtăm povere unii altora, să ne ridicăm cu blândețe, să-l smulgem pe cel căzând ca din foc, noi totuși am fost ca și farisei, buzunarele pline de pietre și am început să aruncăm vorba. Doamne, îndură-te de biserica ta. Amin. Doamne, fă o trezire în bunătatea ta în corța ta. Amin. O trezire în inimile noastre. Ca să facem un lucru. După ce ne vor ruga. Apocalipsa 3 cu 10. O zis, frate, asta pentru noi. Dacă vom lua aminte ferice de noi. Dacă nu, Domnul să aibă mereu de fiecare. Amin. Fiindcă ai păzit cuvântul rău de te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea treabă, ca să încerce pe locuitorii Pământului. Vă vin curând. Păstrează ce ai, ca nu mai să nu-ți ia în una. Amin. Dar Iisus Hristos este Domnul Pateru. În timp ce vorbea dumneavoastră despre cuvântul Domnului, atât mi s-a arătat Domnul Iisus în scatele pe noi. Și mie tot așa.